Mai multe despre campania de conștientizare a cancerului pediatric desfășurată la Constanța discutăm acum cu Anastasia Ciorogaru, președinte fondator Club Leo Constanța Gaudium. Bună ziua, Anastasia, mă bucur tare mult să te văd. Bună ziua și mă bucur să fiu aici. Pentru ce luptați voi? Pentru ce cauză luptați, mai exact? Noi, ca Leo Gaudium, facem parte dintr-o organizație internațională care se cheamă Alliance International și una dintre cele 5 direcții principale este cancerul pediatric. Cum în acest an nu am putut să facem activități ca în anii trecuți unde ne-am strâns mai mulți oameni, ca să nu călcăm regulile de distanțare, am decis să facem o campanie online. Cum se desfășoară această campanie? Campania constă într-un frame pe Facebook și un filtru pe Instagram, care se poate folosi filtrul pe parcursul tot anului, deoarece l-am creat în așa fel încât să fie utilizabil în mai multe situații. Cui a venit ideea? Cum v-a venit ideea asta cu filtrul? Nefiind prima dată când noi lucrăm pe social media, nu ne-a fost foarte greu să venim cu ideea de hai să creăm un filtru, să creăm un frame ca să putem să ajungem la mai mulți oameni, fiind niște lucruri, niște unelte pe care le folosesc foarte mulți oameni foarte des. Cum funcționează? Din câte am văzut, există și o modalitate de strângere de fonduri, nu? Cu ajutorul acestui filtru. Cum pot contribui constanțenii? Mă mai repetați atât întrebarea că nu s-a auzit bine? Am spus așa, cum pot contribui constanțenii? Știu că prin acest filtru se pot strânge fonduri. Da, cum se întâmplă asta exact? Este cum și o campanie asta? De conștientizare, dar există și un buton de donații care se află în descrierea contului de pe Instagram și în postarea originală de pe Facebook. Constanțenii pot ajuta punând o poză cu filtrul, de exemplu, și dând tag la club. Își pot pune frame-ul pe Facebook și încurajăm să facă o donație care până la urmă o să se ducă către o cauză bună. Exact. Unde ajung banii în momentul în care, să spunem că începem să donăm? Unde vor ajunge fondurile acestea? Am vorbit cu doctorii de la Spitalul Județean din secția pediatrică și noi încercăm în fiecare an să luăm legătura cu ei ca să vedem cam de ce au nevoie și cu ce putem să ajutăm ca să putem să ne modelăm pe nevoile lor. Și anul acesta, de exemplu, cum nu se mai pot ține jucării în sala de așteptare, banii se vor duce către cumpărarea jucăriilor și dulciurilor care se vor da copiilor după ce își termină tratamentul, ca să le facă experiența puțin mai ușoară, să le amelioreze cumva. Știm că voi, tinerii de la acest club, sunteți foarte activi și ați desfășurat mai multe campanii de-a lungul timpului. Ce alte evenimente ne pregătiți? Ce urmează? În curând, foarte curând, o să avem o campanie de dragobete în care sperăm să facem un parteneriat cu un hipermarket din Constanța. Sloganul o să fie Dragoste ține de foame. Și colegii noștri o să fie pe lângă acel supermarket, încurajând oamenii să doneze alimente neperisabile pentru casele de alimente. Foarte frumoasă inițiativa, felicitări! Anastasia, mă bucur că am vorbit, mult succes în campania pe care o desfășurați și în proiectele viitoare! Mulțumim!